Vinăriile din țară au obținut 92 de medalii la cea de-a doua ediție a concursului național Vinul Moldovei, transmite Mold Press. După anunțarea rezultatelor, 6 vinuri au obținut marea medalie de aur, 80 de vinuri au fost distinse cu medalia de aur, iar alte 6 licori s-au învrednicit cu medalia de argint. În total, la concurs au fost înscrise 307 de mostre de vinuri de la 60 de vinării din țară, care au fost apreciate de un juriu format din 30 de experți internaționali și locali. Distincțiile vor fi înmânate vinăriilor în cadrul ediției de iarnă a evenimentului Vernisajul Vinului, care va avea loc în data de 15 decembrie. Participanții vor avea ocazia să deguste și să evalueze vinurile care au acumulat punctajele necesare pentru a fi înaintate în topul competiției. La ediția a doua a concursului național Vinul Moldovei au fost evaluate vinuri produse din soiuri autohtone, precum fetească albă, fetească regală, rară neagră și fetească neagră. Din soiuri noi de selecție moldovenească, precum Viorica, Legenda, Alb de Unițcan și Riton. De asemenea, experții străini au evaluat vinuri obținute prin asamblarea soiurilor indigene cu cele europene, dar și băuturi spiritoase de origine vitivinicolă. Cele două ediții a concursului național Vinul Moldovei s-a desfășurat în perioada 9-10 noiembrie curent, fiind organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului cu suportul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al partenerului strategic USAID Moldova prin proiectul de competitivitate și reziliență rurală.